70 de persoane din localitatea Dârvar, județul Prahova, au beneficiat astăzi de asistență medicală în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale s-au deplasat la dispensarul din sat împreună cu medici specialiști în medicină generală, orele, cardiologie și gastroenterologie. După efectuarea triajului epidemiologic, pacienții au beneficiat de investigație EKG, ecografie abdominală și ecografie cardiacă. Noi nu plecăm de acasă ca să ne facem. Cine știe, când ne îmbolnăvim, ne e rău, atunci plecăm. Dar așa nu. Da, așa, dacă a venit aici toată lumea, așa de mulțumită și de așa de încântată să vă dea Dumnezeu sănătate. Că foarte mulți bătrâni care nu mai ajung la Ploiești. N-au cu ce, n-are cine să-i sprijine. Așa au fost binevenite. Mulțumim din suflet, le mulțumim. Avem copii, ne duce copiii, dar acum cu pandemia nu mai ne-a dus. Mai pensia, cum este? Sunt mulțumită. Cât am, să ne depăște. Vă ajung așa, adică mărnuiesc că și medicamentele sunt foarte scumpe. Ne ajută copiii. Probleme de sănătate? Am tot așa, cu inima, cu rinichii, cu... Picioarele bari, nu mai zic, de-abia mergem. Suntem și bătrâni, na, 75 de ani, bătrâneții, ce să mai... Majoritatea pacienților consultați astăzi sunt vârstnici, cu multiple comorbidități și afecțiuni cronice, nemonitorizate. Și datorită contextului epidemiologic actual, practic acești pacienți nu au avut acces la investigații de specialitate. Au fost afecțiuni cardiace, afecțiuni în sfera orele și patologie gastrointestinală. Mă bucur că am putut să iau parte la o astfel de activitate, mai ales că în ultimul timp, și vorbim de chiar mai bine de 2 ani, îngrijirile care s-au acordat în mediul rural, dar nu numai, chiar și în orașe, a avut o mare problemă datorită contextului epidemiologic, pandemic, și oamenii de aici au mare nevoie de îngrijire, mare nevoie de consult, mare nevoie de imagistică pentru a reuși să meargă mai departe. Acțiunea din localitatea Dârvare a fost organizată cu sprijinul direct al parohiei din localitate. Suntem extrem de onorați și de bucuroși pentru faptul că voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au revenit în mijlocul nostru. În mediul rural, în preponderență, este o mare nevoie de asistență medicală. Și dacă în această perioadă de pandemie de aproape 2 ani, unii dintre ei sau majoritatea din mediul rural nu au reușit ca să aibă o vizită la medic, cu atât mai mult la medicul specialist în spital. Acum este binevenit pentru că medicii care au venit voluntari ca să ofere serviciile medicale și consultații gratuite pentru toate persoanele din satul Dârvari. Este o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că noi cu toții învățăm un lucru, atât de la medici cât și de la voluntari, faptul că, deși ar fi putut în această zi minunată de sâmbătă să își dedice timpul pentru familie sau alte activități ale dânșilor personale, au lăsat totul și au venit în mijlocul parohiei noastre. O campanie foarte utilă, mai ales pentru vârstnici care ajung tot mai greu la un medic specialist, mai ales pentru persoanele cu boli cronice care au nevoie de investigații mai amănunțite și mai dese, și prin astfel de activități le scutim să mai meargă până la oraș. Cunoaștem foarte bine că și costurile apar la anumite investigații și oamenii nu își permit. Cunoaștem foarte bine că sunt vârstnici care se deplasează tot mai greu. Unii dintre aceștia nu mai au pe nimeni aproape și asta este și o cauză pentru care nu mai merg către medicii specialiști. I-am bucurat astăzi pentru că am venit cu foarte multe investigații, foarte mulți medici specialiști care au fost specializați exact pe patologia acestei zone. Până în prezent, în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, au fost organizate 73 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călăraș și Giurgiu, peste 9.000 de persoane beneficiind de asistență medicală.